Antrenorul Astrei, Marius Mudic, a declarat după meciul controversat cu FCSB că, deși Steaua este marea sa rivală, totuși ar dori sincer ca această echipă să se califice în grupele Europa League. Pe cuvântul meu, doamnă, eu sunt, chiar le doresc să se califice. Ar fi frumos să meargă atât Astra cât și Steaua. Da, da, fi foarte frumos. Chiar le doresc să se califice. Dacă ei nu doresc Astrei să meargă mai departe, sau e treaba lor. Eu îmi doresc să meargă și Steaua mai departe, să meargă și Astra mai departe, fiindcă e bine pentru fotbal românesc. Una peste alta, Șumudic a revenit asupra unui aspect pe care îl consideră discriminatoriu. Orice s-ar întâmpla în fotbalul românesc, toată presa promovează doar Steaua. O, oameni buni, vreți să vă spun ceva? Cu tot respectul pentru voi că sunteți aici și vă respect. Nu-mi place să jignesc. Băi, fraților, păi umpleți televizoarele alea și presa aia cu 50 de știri de FCSB și de Astra scrieți într-un colțișor că Palibec fumează 6 pachete de țigări. Păi e normal așa ceva? Fiți, bă, corești echidistanț, bă, că stai, Astra e pe primul loc acum. Bă, dacă aveți sânge în instalație, care aveți, scrieți, bă, Astra în momentul de față, echipa momentului. Și scrieți 10 știri de Astra și puneți-i și pe FCSB într-un colțuleț acolo. Vă mulțumesc! Meciurile bune prinse de Budescu în ultima perioadă și golurile sale care au făcut de fiecare dată diferența. Eu îndreptățit pe oficialii clubului Astra să spere într-o convocare la națională a atacantului nostru. Ziariștii n-au reușit să scoată nimic de la selecționerul Anghel Iordănescu, prezent miercuri seara la Giurgiu la partida Astrei cu Steaua, dar au încercat să afle părerea altor apropiați ai clubului. Selecționerul a fost astăzi. Știu că a fost, am vorbit cu dânsul. Evoluția lui Budescu și a celorlalți jucători care sunt în vizorul echipei naționale, eu consider că a fost foarte bună. Ei au demonstrat atât în meciul din această seară, cât și în meciurile anterioare, că sunt jucători buni, jucători pe care Astra și eu cred că și pe echipa națională se poate baza. Cupa fotbalistică Sfânta Maria a debutat în urmă cu aproximativ o lună, iar astăzi cele patru echipe de copii înscrise în competiție s-au întâlnit pe terenul 2 al clubului Astra pentru a disputa finala mică și finala mare. Este vorba despre echipele din Giurgiu, Malus, Lobozia și Băneasa, echipe de copii care și-au pus mari speranțe în sportul lor preferat, fotbalul. Meciurile preliminare s-au jucat la stadionul din comuna, din satul Beaniștea, comuna Oinacu. Alt meci s-a jucat la Malu, după care finala, datorită faptului și amabilității conducerii Astra Giurgiu, pe terenul 2 al complexului sportiv Marina Stasovici. Echipa fotbalistică din Slobozia a fost într-un fel defavorizată în acest mic turneu fotbalistic, pentru că sportivii săi au avut cea mai mică medie de vârstă. Defavorizați puțin de diferența de vârstă fotbaliștii de la Slobozia? Defavorizați fizic, da, dar ei câștigă în experiență. De cele mai multe ori pe mine m-au bucurat și ei după aia au realizat că au crescut în valoare cu fiecare competiție pe care a parcurs-o. Competiția a fost susținută de către Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu, care a asigurat premiile micuților fotbaliști. Un eveniment reușit, în primul rând, pentru că pune în mișcare copiii care în zilele noastre practică din ce în ce mai puțin sport. Ne bucurăm că s-au adunat atât de mulți copii aici, motiv pentru care am considerat că e cazul să-i susținem și noi, cu atât mai mult cu cât Asociația Uniți pentru Giurgiu susține sportul de orice natură, cu atât mai mult cu cât este practicat încă din copilărie. Cupa fotbalistică Sfânta Maria a fost anul acesta la prima ediție, dar organizatorii doresc ca această competiție să devină tradițională.